mișcări interesante. Partidul Social Democrat are planuri mari, vrea să dea jos guvernul. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că formațiunea s-a început negocierile cu parlamentarii AUR și cu cei independenți pentru susținerea unei moțiuni de cenzură la adresa guvernului Câțu, potrivit Acel Pres. Șeful socialdemocraților spune că PNL și USR Plus ar fi măcinate de conflicte și că nici cei de la UDMR nu ar fi foarte încântați de ceea ce se întâmplă la guvernare și că și ei s-ar gândi, poate, cine știe, vor vota moțiunea de cenzură și vor rămâne la guvernare, dar nu cu PNL și USR Plus, ci cu PSD și cu AUR. E în legătură telefonică directă cu noi chiar acum din partea UDMR, Peter Eckstein-Covaci. Bună ziua! Bună ziua! Nu din partea UDMR, eu nu mai sunt UDMR, dar am un punct de vedere, da. Asta cu siguranță, dar din acest punct de vedere, domnule Eckstein-Covaci, credeți că lucrurile pot căpăta o astfel de formă? Nu pot să vă întreb dacă UDMR-ul pleacă de la putere, că asta probabil că nu o să-mi puteți spune, dar e într-adevăr partidul nemulțumit, e Uniunea nemulțumită de aceste frecușuri continue între PNL și USR Plus? Ei sunt cumva un fel de, sunt obligați să fie un fel de arbitru între doi care se ceartă? Așa vedeți? Uitați, Ena. Vrabia Mălai visează vederea domnului Ciolacu. Adică vedeți dumneavoastră de mereu împreună cu AUR și viceversa. Acum chiar e ceva de neînghipuit. Într-o coaliție sunt frecușuri. Asta este clar. UDMR a avut un punct de vedere sau două puncte de vedere în care a fost în conflict, dacă vreți, cu celelalte două elemente din guvern. Dar asta nu înseamnă că iese de la guvernare. E un proiect făcut pe 4 ani, zice domnul Kerman, și este credibil din acest punct de vedere. Nici vorbă să se alăture PSD-ului și AUR-ului. Pe de altă parte, să fii în mijlocul unui conflict continuu te erodează. Păi, cum să zic, nu e bine să fie conflicte permanente. Dar într-o coaliție, repet, este de esența coaliției că ai un scop comun. Ori scopul comun există, care este guvernarea. Și acolo ai puncte de vedere diferite. Dacă se dorește a se guverna în continuare în această coaliție, atunci se găsește leac pentru toate problemele care frământă cele trei partide. Dar nici cum mereu care e elementul mai mic din această coaliție, nu e un exit care să facă să explodeze această poziție guvernamentală. E o întrebare din partea jurnalistului Mihai Duse, dacă sunteți de acord. Vă rog. Bună ziua, vreau să vă întreb dacă nu există și posibilitatea ca UDMR-ul să rămână, să iasă din coaliție și să nu se alieze cu PSD-ul și cu AUR-ul, pentru că au mai fost cazuri. Avem exemplul de anul trecut cu USR-ul, care nu a participat la guvernare, dar n-a fost nici în opoziție. Există așadar această posibilitate a UDMR-ului de a ieși de la guvernare și a-și păstra o poziție independentă? Nu prea cred. În principiu se poate gândi orice, dar nu este logic și orice asociere a UDMR-ului cu AUR probabilă. Adică ar fi un act de sinucidere din partea UDMR-ului ca să se asocieze fie direct, fie indirect cu AUR. Și încă o întrebare din partea jurnalistului Alin Șerbănescu, dacă se poate. Înțeleg că nu ați dori să vă aliați cu AUR-ul, dar aici nu e vorba numai de AUR, ar fi PSD-ul, ar fi principala structură în jurul căreia s-ar construi o nouă coaliție. Excludeți varianta unei neutralități constructive, ca să zicem așa? Am zis că nu se exclude nimic. Dar până când există o alianță care, chiar dacă scârție câteodată, totuși funcționează și în care ești membru plin al guvernului, ai ministere, ai de toate, atunci nu te gândești la nu știu ce poziție de
Da, e o mică problemă, e o mică problemă de semnal. Probabil că se referea la, la neutralitate. Dacă ne mai auziți, domnule Eichstein Kovac. Da, cred că... Da, cred că am pierdut legătura cu dumneavoastră. E oricum o problemă cu semnalul. L-aș fi întrebat pe domnul Eichstein Kovac cum vede dumneavoastră toată hârâiala asta, că altfel nu pot să o numesc. E o hârâială între cei de la USR Plus, în special Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, care se apucă să comenteze pe Facebook, să își exprime părerile care sunt contrare de multe ori chiar și cu ale partidului. Înțeleg că am refăcut această legătură telefonică directă, Peter Eichstein Kovac în continuare prin telefon cu noi. Din punctul dumneavoastră de vedere, la experiența politică îndelungată pe care o aveți, este o problemă de comunicare între cele două partide, USR Plus și PNL în acest moment, pentru că UDMR-ul se vede așa din exterior ca fiind un fel de factor de păstrare a unei coerențe greu de păstrat, într-adevăr, în condițiile acestea. Cu ministrul sănătății care comentează că fostul guvern a măsurit cifre. Da. Uitați, în momentul de față, desigur, greu este pe umărul ministrului sănătății, pentru că în această pandemie vârful de lance al atacului opoziției este, mă rog, măsurile care sunt luate de către guvern în această cauză. Aici cred că este o probă, dacă vreți, a seriozității acestei coaliții să se solidarizeze, pentru că problema combaterii pandemiei este una foarte serioasă. Oamenii sunt ultra interesați de acest lucru și aici, cum să zic, trebuie să pui mâna de la mână și să ai o poziție coerentă. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Peter Eichstein Kovac în legătură telefonică directă cu noi. Ar fi o sinucidere politică pentru cei de la UDMR să plece de la guvernare și e de înțeles că nu ar fi o idee bună, dar și mai bizară ar părea o colaborare între UDMR și AUR. Acum știm că UDMR-ul are ștate vechi și politicieni din fericire pentru ei și din nefericire pentru alții. Are politicieni foarte buni, foarte abili și foarte raționali. Întotdeauna UDMR-ul s-a poziționat oarecum în zona puterii, chiar dacă nu era evident la putere. Deci... Era chiar o glumă. De ce se fac alegeri ca să aflăm cu cine va fi UDMR-ul la putere? Asta e corect. Ei au fost la putere și când nu erau nicio coaliție, tot aveau secretari de stat și aveau, oricum, la nivelul local reprezentanți. Dar, una peste alta, UDMR-ul este cel mai puțin implicat în scandaluri. Reușește asta? Păi nu reușește. Ai auzit vreun scandal pe Facebook? Nu, am văzut doar că și-au îndeplinit toate targeturile. Tot ce au vrut, ceilalți au... Aia doi să ceartă, exact, pe Facebook, da. Fac și ăștia spun, noi vrem asta. Și da, le spun lor direct, nu stau să scrie pe Facebook. Și vedem că la sfârșitul zilei aia s-au certat și UDMR-ul are probleme. Și nu-l vedem, de exemplu, pe ministrul Cecheotiro sau pe Tanțoș Barna să se apuce să comenteze la un coleg de la PNL pe Facebook, așa, între noi băieții, hai că nu ne vede nimeni. Pentru că și asta nu înțeleg, ce nu înțeleg și partidele, celelalte partide. Doamne, UDMR-ul privește practic politica profesionist. Da. Deci acolo nu se joacă cu de amiuța în curtea școlii. Ei văd profesorii, știu că au un interes, trebuie să și-l urmeze, știu că trebuie să respecte o disciplină. Restul partidelor au o problemă. Niciunul din partidele românești, practic, păi ce să mai zicem de PSD? PSD-ul și-a dărâmat trei guverne juca singur și se bătea singur. Da, și au votat pentru căderea propriului guvern. Exact, adică e o debandadă totală la partidele românești, ca să zicem așa. Face declarație acum președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Modificarea codului penal și a codului de procedură penală, proiecte inițiate de PSD-ul condus de Liviu Dragnea, iar astăzi Camera Deputaților a votat desființarea secției speciale. Sunt doar primii pași într-o reformă mai amplă pe care coaliția de guvernare
le-a stabilit în programul de guvernare. Vor urma, practic, legile justiției și, de asemenea, noile proiecte privind codul penal și codul de procedură penală. Pentru noi, independența justiției, liberul acces al cetățeanului la justiție, funcționarea puterii judecătorești ca o autentică putere în stat, non-interferența politicului în funcționarea justiției sunt principii fundamentale pe care le punem în practică și pe care le vom susține și în viitoarele proiecte care vor fi adoptate de guvern și vor intra în dezbaterea Parlamentului. Este foarte important pentru România să pună punct perioadei negre declanșate de PSD, care a generat grave disfuncționalități în sistemul de justiție în România, deteriorarea gravă a imaginii României la nivel internațional și care a afectat dreptul fiecărui cetățean de acces egal la justiție, generând situații în care lideri PSD au fost plasați în afara Constituției prin deciziile adoptate de majoritățile parlamentare controlate de PSD. Vă stau la dispoziție, nu înainte de a vă informa că s-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte mulți colegi deputați din Partidul Național Liberal, cu 40 de minute, cu 30 de minute, cu 20 de minute înaintea exercitării votului pe proiectul de lege de desfințare a secției speciale, au fost sunați și convocați la DNA Brașov. Da. Nu știu toți, că n-am apucat să vorbesc, înainte de a vota proiectul de lege privind desfințarea secției speciale, mai mulți deputați ai Partidului Național Liberal au fost sunați de pe un număr de telefon, probabil e număr de cartelă, și au fost convocați la DNA Brașov. Evident că era un apel fals. Deci cineva a premeditat ca înaintea votului pe secția specială, deputații ai Partidului Național Liberal să fie chemați în mod fals și să li se comunice că trebuie să se prezinte la DNA Brașov. Sergiu Bâlcea, Luminița Barcali, Nicolae Giugea, e o listă foarte mare, cred că sunt peste 10 deputați care au fost în această situație. Nu știu dacă mi-au comunicat toți cei care au fost sunați. Cert este că asta a fost situația. Înainte de vot, cineva pur și simplu a încercat să-i determine pe deputații PNL să plece din sală. Deci eu le-am sugerat să facă sesizare la poliție, să se identifice numărul de telefon, proprietarul numărului de telefon în măsura în care este posibil, pentru a vedea cu adevărat identitatea celui sau celor care au putut să gândească așa ceva, ca înainte de votul final la legea de desfințare a secției speciale, parlamentar, deputații ai Partidului Național Liberal să fie abordați în acest mod. Nu cunosc dacă e același număr de telefon. E nici ei între ei, pentru că nu am văzut niște două dintre numere de telefon care, din câte știu, erau diferite. Aveți o bănuială despre cine e vorba? Pe
Nu am o bănuială, pentru că mi s-a adus la cunoștință după exercitarea votului final. Dacă ar fi existat o solicitare, ar fi trebuit să fie făcută în plenul Camerei Deputaților. Noi am hotărât în cadrul ședinței coaliției că susținem desființarea secției speciale. S-a adoptat raportul în Comisia Juridică, proiectul a fost dezbătut, a ajuns la vot final și conform deciziei coaliției, toți parlamentarii din cadrul coaliției majoritare, deputații PNL, USR Plus, UDMR și deputații minorităților în parte, au votat acest proiect de lege. Păi dacă ar fi existat o solicitare oficială, i-ar fi fost exprimată. Ce contează? Discuții sunt discuții. Eu mă refer la decizii. Ori aici, decizia coaliției a fost foarte clară. Două absențe au fost motivate, din câte știu, Adrian Miocescu, care e în concediu medical, și încă un deputat. Celălalt poate n-a putut să-și exercite votul, nu știu ce se întâmplă. Ministrul Stelian Ion a spus că sper acest proiect să fie modificat la Senat și poate să se scape de acest amendament cu avizul de Senat. Obiectivul nostru este să desființăm secția specială. Consiliul Superior al Magistraturii, conform Constituției, este garantul independenței justiției, atât din punct de vedere constituțional, cât și din punctul de vedere a modului în care este constituit CSM-ul, are discernământul, capacitatea de a asigura independența justiției și actuala formă care a fost votată este o formă care, din punctul nostru de vedere, este conformă cu prevederile Constituției. Nu mi-a parvenit acest apel. De obicei există o corespondență oficială. Eu până în prezent n-am văzut acest apel. E un punct de vedere care îl respect. Pe de altă parte, ce să facem? Să păstrăm secția specială? Obiectivul nostru este să desființăm secția specială. Este angajamentul nostru din campanie. Noi am depus proiect de lege de desființare a secției speciale încă dinainte de constituirea noului Parlament din legislatura trecută și noi suntem consecvenți cu poziția noastră în această privință. Ministrul Sănătății trebuie să conducă lupta contra pandemiei. Ministrul Sănătății trebuie să susțină procesul de vaccinare. Ministrul Sănătății trebuie să pregătească proiectele care urmează a fi finanțate atât pe Planul Național de Reziliență, cât și pe exercițiul financiar 2021-2027. Ministrul Sănătății trebuie să urmărească avizarea tuturor proiectelor de achiziție care sunt solicitate de spitale și care sunt finanțate din cele peste 1,2 miliarde din fonduri europene pe care noi le-am mobilizat pentru a susține aceste investiții în creșterea calității serviciilor de sănătate în spitale. Ministrul Sănătății trebuie să fie foarte, foarte ocupat. În ceea ce privește, nu comentez un comentariu, în ceea ce privește modalitatea de calcul a ratei de incidență, ea a fost cunoscută pe toată perioada. Cu sprijinul STS ne-am avut pus la punct o aplicație, Corona Forms. Prin această aplicație, practic, este transparent și cunoscut întreg procesul. În aplicație au intrat centrele de testare, direcțiile de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică, Casa de Sănătate, medicii de familie, pacienții care erau
diagnosticați. Deci toate aceste date sunt date cunoscute care nu pot fi modificate în niciun fel. Comisie de anchetă pentru ce? Comisie de anchetă privind declarația lui Vlad Veturescu, potrivit cărora rata de incidență nu a fost calculată corect. Dacă cei de la PSD au timp să se uite în comenturile făcute de un ministru la 12 noaptea, o postare făcută de un deputat să-și întemeieze un demers de constituirea unei comisii de anchetă pe analiza comenturilor de pe postările de pe paginile deputaților de Doamnă, ministrul sănătății trebuie să se ocupe de sănătatea cetățenilor. Ai fost să comentezi acest lucru. Nu se pierdea niciodată, sub nicio formă. Dumneavoastră vă referiți, încă o dată, eu n-am avut timp să citesc comenturile. Chiar sincer, n-am timp să mă uit nici măcar pe postările colegilor mei pe paginile lor de Facebook, dar apoi să stau să citesc comenturile de pe paginile de Facebook ale colegilor mei sau ale tuturor parlamentarilor din coaliție. Eu sunt un om ocupat. Eu sunt un om care am o activitate care nu-mi permite să urmăresc și să dau comenturi. Și cred că așa trebuie să fie orice om care este în serviciu public, care deține o funcție importantă în stat și trebuie să își dedice toată energia și întreaga activitate pentru atingerea obiectivelor pentru care este investit în funcția respectivă. Nu sunt la curent, sincer, cu ce s-a întâmplat. Eu am fost în birou permanent, după care am avut o ședință de analiză a proiectelor de lege. Bun, acum, odată cu o nouă formațiune, evident, atunci când există comportamente care încalcă regulamentul, care încalcă normele de conduită parlamentară, voi propune sancțiunile care se impun, dar nu sunt la curent cu... Ați anunțat chiar și la oficial că veți candida la șefia Partidului Național Liberal, dacă faceți acest pas... Nu, am informat oficial. ...pentru administrația prezidențială, veți intra în bursa pentru administrația prezidențială, dacă veți candida și veți câștiga șefia PNL. Mi s-a pus o întrebare într-o emisiune și am dat răspunsul la această întrebare, că în momentul în care mi-am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, există și această posibilitate pe care o tratez cu seriozitate. Sigur că depinde. Partidul Național Liberal, sub conducerea mea, va lua cea mai bună decizie privind candidatul la funcția de președinte al României, astfel încât să avem șansa să câștigăm, dar avem un președinte al României care a fost susținut ca și candidat la președinția României tot de Partidul Național Liberal. Suntem în parteneriat cu președintele României și când o să vină timpul alegerilor prezidențiale, vom discuta despre candidatul la alegerile prezidențiale. Partidul Național Liberal trebuie să sprijine acel candidat care se bucură de cea mai mare încredere, de cea mai mare susținere și care are cea mai mare șansă să câștige alegerile prezidențiale. Vă rog frumos să urmăriți transcriptul emisiunii, să-mi puneți o întrebare corectă. Eu n-am declarat așa ceva. Nu-mi puneți mie în gură ce spune altcineva. Da? N-am spus așa ceva. Dar,
Nu, nu, aici este vorba de posibilitatea instituțiilor din subordinea Ministerului de Interne care sunt abilitate să efectueze control pentru respectarea reglementărilor de protecție a sănătății populației în vreme de pandemie, să aibă posibilitatea, după un avertisment amendă, să suspende o perioadă de 15 zile. Urmează să luăm o decizie dacă amendăm acest act normativ, legea de adoptare a ordonanței, sau va veni guvernul cu un proiect de lege. În ce mă privește, am spus foarte clar, sunt 95-98% dintre companii, agenții economici care respectă regulile. Nu e corect față de cei care respectă regulile să se poată tolera la nesfârșit nerespectarea regulilor. Și pentru a putea asigura respectarea regulilor, această măsură de suspendare la, să spun, la a treia sancțiune a autorizației de funcționare o perioadă de 15 zile, mi se pare o măsură firească. Pentru că n-a existat până acum discuția privitor la acest subiect. Nu știu de unde aveți dumneavoastră informații pe surse, dacă noi abia ce am început să discutăm acest subiect. Deci o să se ia o decizie. Fie guvernul va iniția un proiect de lege de modificare, de fapt, a legii privind starea de alertă, fie o să existe un amendament la legea de aprobare a ordonanței. Domnule Orban, premierul a spus că niciunul dintre deputați până acum nu a vrut să-și asume acest amendament. De ce nu trebuie l-ați asumat dumneavoastră? După cum bine știți, de la amendamentul celălalt legat de transportul feroviar pentru studenți, este un om care respectă deciziile forurilor statutare ale Partidului Național Liberal și care respectă deciziile coaliției. Suntem într-o coaliție pentru ca un amendament sau un proiect de lege să poată să fie adoptat, trebuie să aibă sprijinul tuturor formațiunilor politice din coaliție pentru a exista o majoritate parlamentară, iar eu respect deciziile coaliției cu atât mai mult cu cât particip la luarea acestor decizii. Domnule Orban, dorim să facem o momentare sprijinul coaliției. Dumneavoastră a cerut de la Palatul Victoria acest amendament pentru menținerea restricțiilor pentru operatorii economici. De ce nu se lucrează Parlamentul? Vom discuta luni subiectul ăsta. Fostul ministru de interne, Marcel, de la cum se spus la Ucrania, nu, asta îmi puneți o întrebare, dumneavoastră credeți că dacă e o terasă, e o terasă. Terasele sunt deschise. E o terasă, așa terasă, nu respecta standardele. Nu cunosc subiectul. Întrebați-l pe colegul meu. Același mesaj pe care l-am dat pe toată perioada pandemiei, îi rog pe bucureșteni, pe cetățenii români, să respecte regulile de protecție sanitară. Dar e nevoie de restricții suplimentare capitale pentru a evita carantina? Acum n-am analizat pe București, m-am uitat pe analiza pe ultima săptămână la nivel național, se pare că suntem pe o zonă de platou. În condițiile în care suntem pe o zonă de platou, înseamnă că a fost o creștere firească, cum a fost o creștere în marea majoritate a țărilor din Europa, aferente valului 3 al pandemiei, dar nivelul maxim de 6.150-6.170 maxim este un nivel mai jos decât plafonul de pe valul 2, care a fost de peste 10.000 de cazuri pe zi. În măsura în care crește ritmul de vaccinare, crește numărul cetățenilor români care se vaccinează, în măsura în care românii respectă regulile, nu numai că nu cred că vor mai fi necesare restricții, ci chiar cred că ușor, ușor, pe măsură ce scade numărul de persoane care se contaminează cu virusul, putem să mai reducem din restricții. Dar, repet, asta numai în condițiile în care avem un trend descendent clar pronunțat privitor la rata de infectare.
A fost o decizie care a fost luată, din cât am înțeles, de Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății, pe baza unei evaluări. Sunt convins că sunt argumente solide pentru această decizie. Poate aici au contribuit și cum erau vacanțele și faptul că e o diferență mare între Paștele Catolic și Paștele Ortodox și oricum ar fi existat zile libere aferente. Eu cred că e o decizie corectă, o decizie care ține cont de contextul epidemiologic și în același timp ține cont și de nevoile elevilor pentru a se pregăti cât mai bine. Există și aici o soluție care este dată de guvernarea coaliției. Sincer, nu înțeleg întrebarea. Chiar nu înțeleg întrebarea. Aceleași relații de dialog constant, de cooperare, de parteneriat pentru binele public. Aceleași relații. Nu sunt modificate. N-au participat numai președintele României și cu premier. Au participat mai mulți miniștri, știu că a participat ministrul mediului, domnul Tanțoș Varna, a participat ministrul agriculturii. Este vorba de o acțiune de împădurire care îți dea un semnal de combatere a deșertificării. Plantarea se face într-o zonă în care există un risc de deșertificare, în zona Dăbuleni, am înțeles, unde există acest pericol de deșertificare și, după părerea mea, dă un semnal foarte bun că actuala coaliție, că președintele României, de altfel inclusiv eu am participat alături de președintele României la o acțiune de împădurire care s-a desfășurat în județul Dâmbovița în primăvara trecută, în cadrul campaniei de împădurire. Ultima întrebare, dacă îmi dați voie. Conducătorii instituțiilor publice trebuie să învețe să nu își dea cu părerea, ci să comunice numai după studii serioase, după analize serioase și după luarea unor decizii. Orice alte opinii exprimate sunt simple păreri și nu decizii. Iar cetățenii trebuie să fie informați cu privire la decizii, nu cu privire la opinii personale pe care le are un conducător de instituție sau altul. Vă mulțumesc! Am distrus! Să rămână! Declarații importante din partea președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Punem punct aici discuției noastre. Știri